Ție, ție precis, ți-a trimis un parfum măcre. Valerica, Valerica, ia vină, să-ți vângă bunicul, nu te-am văzut de vreo două săptămâni. Ei, dar piesc mare, tu vara piesc mai repede decât iarna. Ia, ia. Ce vrei să primească maică-ta din Irlanda? Nu știu. Păpușă vrei? A ieșit deja din vârsta de păpușă, fată mare. Viorica, ia să vedem. N-am spus eu că e un parfum. Bomboane. Asta. Asta e pentru toată lumea. Bunicule, Valerie, se vis. Na. Costa, ia să vedem ce a trimis bunica nepoatei. Da. Ardeam și eu. Este măsura Constanței, așa? Exact măsura ei. Valeria! Oh! Ce te tem de ce nu scap? Ești iar o pămpușă. Ceva? Ceva și pentru mine. Uitați că ești de învârta pămpușilor. N-am spus eu că-i parfum. Și ultimul cadou... Este pentru bunicu. Ce bine l-a mai nigerit, mama. Cadou cu subînțeles, ce bunelule? Nu-mi trebuie mie așa cadou. Oare, e cel mai potrivit pentru mata. Nu. Mama trebuia să-ți trimită unul cu secera și ciocanul sau și mai bine cu... Înțeleg, aiurie! Sigur că da! Numai televiziunea lui Voronin spune adevărul, da? Marcel, bunicule! Stai, Viorica! Stai! De ce mama trebuie să muncească în Irlanda și nu acasă? De ce tata trebuie să fie departe de mine la Moscova? Stai seama ce spui! Spun așa, cum este! Nu mă certați! Nu mă certați! Nu mă certați! Atâta ură cât de acum în satul nostru. Nu au mai fost probabil de că rușii au ridicat oamenii și au dus în Siberia. Ce știți voi despre vremurile cerea? Ce folos că matar știi? Ce folos că știi și nu-ți dai seama că acum se întâmplă la fel bune. Uite, Valerica, uite, dacă s-ar face acum o listă a celor care trebuie ridicați și duși în Siberia, bunicul nostru drag ne-ar băga printre primii în această listă. Nu vorbi aiurie, mai Marcel, nu vorbi aiurie! Măsta vorbește aiurea! Nu mă certați, nu mă certați, nu mă certați! Alo! Alo? Alo, Marcel? Bună ziua! Da, tocmai l-am desfăcut. Unde sunteți, la bunicul? Da. Ce nou mai aveți? Ce se mai aude? Că vor fi alegeri anticipate, știu deja, știu. Că bunicul nostru drag va vota cu comuniștii, tot nu e noutate. I-ai dat cadoul meu? Ce a zis? Nu i-a plăcut. Spune-i că dacă se mai duce și de data aceasta la alegeri, nu mai vorbesc cu el niciodată. Pe mine nu mă ascultă. Spune-mi asta. Nu, Marcel, nu. Nu prea am impulsuri. Dă-mi să vorbesc cu Valerica. Valeria, vorbește cu mama. Ia mai repede telefonul să nu cheltuiască mama bani. Mama, Valeria nu vrea să vorbească. Ce ai făcut? Ai supărat-o cu ceva. Dă imediat telefonul. Vorbește. Alo, Valerica. M-auzi?
vorbești cu mămica. Ți-a plăcut cadourile? De ce taci? Îți spun din mami. Valeria? Da. Da. De ce așa vă sunt? Bomboane! Bomboane ai mâncat? Ți-au plăcut? Da. În afară de ta, știi să mai spui și altceva? Valerica, ia fi mai bine. Ce să-ți mai cumpere mama? Mie... În țara aceasta, în afară de